Gloria a anunțat ieri oficial Federația Română de Fotbal prin lichidatorul judiciar că nu se va prezenta la cele două meciuri de baraj pentru menținerea în eșalonul secund cu Olimpia Satu Mare, care ar fi trebuit să se dispute ieri seară la Satu Mare și sâmbătă la Buzău. Tot oficial, asta înseamnă că Gloria va fi exclusă din campionat și va fi retrogradată în ultimul eșalon valoric din fotbalul județean. Dacă ar fi reușit măcar să se prezinte în cele două manșe ale barajului, echipa buzoiană ar fi retrogradată în Liga a treia. Situația Gloriei Buzău a devenit fără ieșire pe toate planurile în ultimele luni. Societatea care administrează echipa a fost declarată în faliment, iar împotriva antrenorilor și a 14 jucători au fost dictate sancțiuni între 2 luni și 2 ani de suspendare, însoțite de amenzi, după ce Comisia de Integritate a FRF a dovedit că echipa a participat la 10 partide trucate în sezonul trecut.